Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și pe Facebook, pe site-ul europafm.ro. Ca de obicei, invitatul acestei ediții este profesorul de științe politice Radu Carp. Bun venit în Piața Victoriei, domnule profesor. Bună ziua. Avem acest reper 9 mai pe care tocmai l-am depășit în ceea ce privește conflictul din Ucraina. Sigur, n-am văzut mari mesaje, n-am văzut de la Vladimir Putin nici măcar indicii privind cursul viitor al războiului. Odată trecut reperul ăsta, la ce ne așteptăm? La ce vă așteptați? Nimeni nu s-a așteptat ca pe data de 9 mai Ucraina să reziste în felul în care rezistă în prezent. Nimeni nu s-a așteptat în Federația Rusă ca în aceste zile să existe acest pelerinaj al liderilor occidentali. S-a gândit această operațiune în felul în care Kievul să cedeze după 3 zile. Știm foarte bine că Rusia a adus și uniforme de paradă găsite în bagajele abandonate ale soldaților ruși. Dacă cineva ar fi spus înainte de 24 februarie la Moscova că ministrul apărării și ministrul de externe, practic, secretarul de stat Blinken și ministrul apărării Austin vor face o vizită la Kiev la mai bine de 70 de zile după începerea operațiunilor, ar fi părut o glumă, o utopie. Mm-hmm. Iată că astăzi suntem în această situație, dar nu este o situație foarte bună, pentru că ne aflăm, așa cum s-a spus și ieri în audierile doamnei Haines, ne aflăm în fața unui război de uzură. Războiul de uzură este cel mai neconvenabil pentru toate părțile implicate, pentru că macină practic toate resursele, atât ale forțelor ruse cât și a celor ucraine. În războiul ăsta de uzură, domnule profesor, avem situația asta în care se pompează arme cu nemiluita către Ucraina și sigur e nevoie ca ucrainenii să fie ajutați. Există însă și această teorie că cu cât se livrează mai multe arme și cu cât retorica Occidentului este mai mult împotriva Rusiei, cu atât Vladimir Putin va escalada lucrurile pentru că nu își mai găsește niciun fel de cale de ieșire. Și aici vă întreb, are Occidentul să-i ofere vreo cale de ieșire? E soluția să înarmeze mai puțin? E soluția, nu știu, dimpotrivă, să înarmeze foarte mult și să asistăm la o înfrângere militară mai rapidă? Cum vedeți lucrurile? Nu știm ce va urma, dar dacă facem un bilanț al acestor 75 de zile de conflict, observăm că singurele acțiuni din partea Occidentului care au efect sunt sancțiunile și înarmarea Ucrainei. Orice altă discuție pe planul diplomatic nu are niciun fel de șansă de reușită. Din păcate, din relatările tuturor participanților la discuții cu Vladimir Putin după data de 24 februarie, rezultă o determinare fără rezerve pentru cucerirea războiului în Ucraina. Cancelarul austriac, domnul Nehammer, în momentul când a fost la Moscova, a descoperit acest lucru și l-a împărtășit lumii întregi. El a fost urmat și de alți lideri, care și domnul secretarul general ONU, chiar dacă este diplomat, a spus printre rânduri faptul că la discuția de la Moscova Vladimir Putin i-a mărturisit că va merge până la capăt. Ori în condițiile în care nu pot avea loc discuții diplomatice, singurele măsuri care și-au făcut oarecum efectul, vom vedea ce se va întâmpla până la final, sunt sancțiunile și respectiv înarmarea Ucrainei. Ce înseamnă până la capăt în cazul ăsta? Până la capăt așa cum îl vede Vladimir Putin, numai că noi nu știm ce obiectiv și-a propus Vladimir Putin odată ce acela inițial a ieșuat. Avril Haines a spus foarte clar și sunt absolut de acord cu ce a spus. Obiectivul Vladimir Putin este
odată cu cerirea regiunilor Donbass, din Donbass, cele două oblasturi ucrainene, crearea unui coridor la Marea Neagră până în Transnistria pentru a lipi Transnistria și eventual după realizarea acestui obiectiv, inițierea discuțiilor de pace. Ăsta este obiectivul militar al lui Vladimir Putin și nu cred că vor fi schimbări decât dacă sancțiunile vor avea efecte. Există la ora actuală discuții care, potrivit cărora piesele de folosite la armament, piesele de schimb de producție occidentală nu mai se găsesc așa cum se găseau până acum. Vedem o încetinire a operațiunilor militare, dar sunt absolut de acord cu doamna Hayes, acesta este obiectivul militar urmărit de Moscova în prezent. Bun, dar de partea cealaltă vedem, cum ziceam, o creștere a volumului de arme și de ajutor pe care îl primesc ucrainenii. Putem să ne imaginăm că obiectivul lor devine nu doar să blocheze ofensiva rusă în alte teritorii, ci chiar să-i scoată pe ruși de acolo de unde sunt deja? Da, obiectivul Ucrainei este maximal. Este recucerea teritoriilor, tuturor teritoriilor pierdute în fața Rusiei de la începerea războiului. Am auzit chiar despre Crimea, că ar putea fi o... Da, și recucerea Crimeei. Un lucru mai puțin cunoscut este că președintele Zelenski a inițiat în decembrie anul trecut o coaliție internațională de experți, ONG-uri, lideri politici pentru recucerirea Crimeei. Sigur, pe cale pașnică, atunci nimeni nu se gândea la versiunea unui conflict armat, dar acesta rămâne o parte din obiectivul Ucrainei și am văzut ieri, de exemplu, atunci când anumite unități ucrainene au atins granița cu Rusia în zona Harkov, președintele Zelenski a spus că se începe cumva în îndeplinirea acestui obiectiv, chiar și pe această, pe acest teritoriu limitat. Este o soluție în logica a ceea ce spuneam mai devreme, ca Occidentul să încerce să provoace, să zicem așa, negocieri mai degrabă, mai devreme decât după alte luni de ofensivă militară, chiar dacă își permite să dea aceste arme Ucrainei. Se pierd totuși vieți omenești în fiecare zi. Și atunci stau și mă întreb, e o miză, o ambiție să continui războiul cu tot armamentul pe care îl poți pune la dispoziție sau să oprești pierderea de vieți omenești încercând o altă variantă? Negocierile nu pot avea loc în momentul de față din cauza a trei condiții. Prima condiție este lipsa unui terț care să fie agreat de ambele părți. Turcia a încercat, dar vedem că nu mai are inițiativă în ultimele săptămâni. Israel a încercat, dar fără succes. Alte state sunt percepute de Moscova ca fiind prea apropiate de Occident și au instituit sancțiuni împotriva Rusiei. Deci nu avem un terț. Părțile nu pot să negocieze să aibă propria inițiativă. Sau se poate, dar în context foarte limitat. A doua condiție care nu este îndeplinită este ca, de fapt, conflictul să fie ajuns la intensitatea sa maximă. Nu a ajuns la intensitatea maximă. Sunt regiuni din planul inițial al lui Vladimir Putin care nu sunt încă acoperite de bătălii directe. Mă refer la zona care se află la vest de Mykolaiv, care cuprinde Odessa și tot ce înseamnă litoralul Mării Negre până la granița cu România. Deci nici această condiție nu este îndeplinită. Și mai există o a treia condiție care nu este îndeplinită, voința părților de a se angaja în negocieri. Ori vedem că partea ucraineană a spus că după masacrele de la Bucea, practic a redus la cel mai jos nivel contactele diplomatice cu Federația Rusă. Deci nicio anii de aceste condiții, din păcate, nu se depită în prezent. Partea ucraineană pare să rezoneze cumva foarte mult cu Statele Unite, dacă vreți, și în ceea ce privește retorica de război și în ceea ce privește, mă rog, colaborarea.
În ce măsură se poate vorbi totuși și despre, foarte realist acum, și despre un război pe care Statele Unite încearcă să-l alimenteze, încearcă să-l susțină, pentru că există această optică, am văzut din partea unor țări europene, există falia asta, că totuși ar fi bine să se încerce altă variantă. Și aici stau și mă întreb dacă nu se dă apă la moară cumva teoriilor lui Putin, că ăsta e un război prin intermediar, că de fapt nu cu Ucraina se luptă Rusia, deși sigur Rusia a invadat-o, nu e vorba de un război propriu-zis, e un război de apărare din partea Ucrainei. Este un război amestecat, combinat, după părerea mea. Există și o confruntare directă între Ucraina și Rusia, fără îndoială, dar există și o confruntare indirectă, pentru că Ucraina este sprijinită militar de alte țări. Până unde poate să meargă acest sprijin militar? Este o întrebare deschisă. În orice caz, la un moment dat s-a discutat despre folosirea armelor chimice ca fiind un pas care ar determina un alt fel de implicare a occidentalilor în conflict, ori lucrurile nu au fost lămurite pe deplin, au fost în mod intenționat deschise, numai pentru ca să planeze această posibilitate și să frâneze cumva ambițiile Rusiei. Deci, în acest moment, e greu de spus care sunt limitele de intervenție. Am văzut că ceea ce părea imposibil la începutul conflictului, respectiv dotarea armatei ucrainene cu armament greu, astăzi este posibil, ba chiar a devenit o obișnuință. Deci totul depinde de situația de pe teren. Ucraina continuă să ceară aceste arme și pare că, mă rog, are ceva de împărțit cu state ca Germania, de pildă. Și aici e o altă discuție interesantă. Germania, sigur, s-a lăsat convinsă să-și schimbe foarte mult din abordarea legată de ajutorul militar, de propria înarmare, dar parcă nu e o convingere 100%. Ce pârghii au acționat Statele Unite aici ca să convingă Germania? Cât de mare e fricțiunea asta între Statele Unite și Ucraina pe de-o parte și Germania de partea cealaltă? Germania are, la momentul de față, confruntă cu mai multe probleme, pentru că Partidul Social-Democrat a promovat în mod tradițional o politică de deschidere față de Est și landurile din partea de Est a Germaniei au un parlament în momentul de față mai mulți reprezentanți care sunt favorabili unei soluționări mai degrabă pașnice a conflictului și a încetării trimiterii de ajutor militar. Deci cancelarul Scholz se află în momentul de față, paradoxal, el este susținut de mai degrabă de aliații din coaliție decât de propriul partid. N-aș merge atât de departe încât să spun că SPD este divizat, dar există sau exista tradițional opinii foarte diverse, inclusiv legate de apropierea cu Rusia. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că există o importantă minoritate rusă în estul Germaniei, venită după reunificare. Și în Germania au și fost, de altfel, manifestații ale acestei minorități, care, mă rog, cerea să fie luată în considerare. Deci e foarte greu de menținut o poziție clară, iar cancelarul Scholz face în mod vizibil eforturi în a păstra această linie. Cum am spus, aliații săi mai degrabă sunt mai favorabili Ucrainei. Am văzut că doamna Baerbock a și fost la Kiev și a avut niște declarații foarte ferme. Deci sunt mai multe falii în interiorul Germaniei, dar asta e un lucru cunoscut. Așa arată politica germană post-unificare. Nu există un consens. Și aș mai adăuga ceva. În Germania
orice livrare de armament evocă un aspect sensibil, pentru că, dincolo de intenția de a nu se implica în conflicte, intenție datorată, mă rog, amintirilor din al doilea război mondial, orice mărire a PIB-ului Germaniei alocată apărării înseamnă mult mai mult decât orice alt buget. Cu alte cuvinte, dacă Germania mărește cu 0,1% bugetul pentru apărare, e ca și cum, care ar fi, ar părea infim, e ca și cum România ar mări cu 5% datorită PIB-ului Germaniei comparativ cu cel al României. Deci sunt lucruri foarte sensibile în Germania și este de admirat faptul că cancelarul Scholz reușește să mențină acest echilibru în interiorul coaliției, dar și în interiorul propriului partid. Da, mă uitam că, sigur, doamna Baerbock, ministrul de externe, a fost practic primul oficial sau cel mai de rang cel mai înalt care a fost acceptat în vizită, pentru că și președintele și cancelarul, l-am văzut, au primit reacții negative din partea conducerii ucrainene. Și aici, probabil, domnule profesor Karp, că e privită cu mirare atitudinea asta. Totuși, Germania a ajutat, totuși Germania a acceptat să calce peste niște linii roșii și uite că totuși e tratată așa cum e tratată de Kiev, aproape la limita insultelor. Nu ne amintim cum a fost descris de un ambasador, cancelarul Scholz, un Leberwurst ursuz, ceva de genul ăsta. Și atunci mă întreb de ce e aici iarăși o retorică, cum să spun, care nu e neapărat doar a ucrainenilor, e și un pic de amestec al Statelor Unite în povestea asta, în a capacita, în a mobiliza. Este stilul ucrainenilor de a se plasa în raport cu partenerii occidentali. Astăzi am văzut, de exemplu, declarațiile ucrainenilor referitoare la planul lui Macron. Au fost declarații foarte ferme în a respinge această idee a unei comunități europene care, mă rog, paralele cu UE. Da. Paralele, da. Deci, ăsta e felul de manifestare a diplomației ucrainene și dacă se consideră cumva că este prea agresiv, haideți să ne punem în situația lor. Cum am reacționat noi dacă am fi sub ocupație? Dacă teritoriul României ar fi sub ocupație, cum am reacționat față de partenerii României? Am face exact ca ucrainenii sau am fi puțin mai moderați? Eu zic că am procedat exact la fel cum procedează ucrainenii. Ce le poate aduce asta? Că am văzut declarațiile astea oțărâte și în raport cu Republica Moldova sau Georgia, nu ne amintim, acuzate că vor să profite de situație și să intre și ele în Uniunea Europeană, deși Ucraina, mă rog, avea poate mai multe probleme legate de profilul de aderare. Da, așa este. Ucraina a vrut să alerge singură pe acest plan al integrării europene, crezând că, mă rog, Moldova și Georgia ar fi competitori. Însă aici cred că este o deficiență la nivelul relațiilor diplomatice între Moldova și Georgia, respectiv Ucraina, pentru că cele două țări ar fi trebuit să explice mai bine Ucrainei că, de fapt, au făcut acest pas nu pentru că vor să fie în competiție cu Ucraina, ci pentru că, în mod efectiv, dacă n-ar fi făcut acest pas, probabil Rusia ar fi devenit și mai agresivă. Bun, apropo de Republica Moldova și de ce se întâmplă în Transnistria, a rămas pe tapet această idee că s-ar putea destabiliza situația din Republica Moldova fie doar de dragul de a provoca o nouă criză, fie pentru că se intenționează alipirea Transnistriei la tot acest culoar, Odessa și pe urmă Sud, Donbas și așa mai departe. La ce ar trebui să ne așteptăm și cum ar trebui să reacționeze Occidentul, România? Deocamdată nu avem alte informații decât această certitudine că obiectivul militar al Rusiei este de a alipi, practic, Transnistria la restul regiunilor ocupate. Cum o va face? Cum intenționează să o facă? Aici lucrurile sunt foarte complicate. Intrăm într-un tărâm foarte incert.
impresia mea, și am și scris acest lucru, este că de fapt sunt mai multe operațiuni în curs și nu există o coordonare de la Moscova în momentul de față, oricât ar părea de paradoxal. Există o acțiune care încearcă să taie accesul ajutoarelor umanitare și militare în partea de sud a Ucrainei și există în paralel o operațiune militară prin de încercare de desant în zona guilor Dunării și a Mării Negre, dar care intră în contradicție cu prima operațiune. Impresia mea este că cele două operațiuni sunt în paralel și lipsește un centru de coordonare la Moscova. Bun. Lăsând la o parte ce se întâmplă acolo pe teren, unde e România în tot acest tablou al reacțiilor, al poziționărilor? Pentru că noi pare că am proiectat până acum mai mult discreție. Unii spun prudență excesivă, ba chiar lașitate în anumite privințe, nu vrem să ne expunem, știu eu, în relația cu Rusia, părem foarte misterioși când de fapt nu avem ce ascunde, că nu facem nimic și așa mai departe. Cum vedeți asta? Da, într-adevăr, România este prudentă, excesiv într-un fel, așa pare din exterior, dar, pe de altă parte, circumstanțele sunt foarte delicate, pentru că Ucraina încearcă în momentul de față să stabilească acest canal de comunicare pentru produsele sale agricole cu România, să folosească portul Constanța, să folosească linia ferată care intră la Galați. Și aici e o discuție, pentru că ajutăm Ucraina, dar ne creăm o vulnerabilitate cu această linie ferată care vrem să o repunem în funcțiune la Galați. Estonia, de exemplu, face lucru exact contrar. Demontează orice posibilitate de conexiune pe calea ferată cu Rusia. Da, sigur, este o altă discuție aici, în sensul că Ucraina nu și-a propus să exporte aceste mărfuri prin Estonia. E adevărat, există această prudență excesivă, dar este determinată de circumstanțele concrete, a zice eu, pentru că prioritatea este de a nu extinde conflictul la gurile Dunării, foarte aproape de granița României. Prevedem că și această prudență nu împiedică forțele armate ruse să poarte războiul la granițele României. Eu am mai declarat faptul că ar fi fost poate util un protest la ambasada Federației Ruse. Nu mi se pare normal să porți un conflict armat în zona economică exclusivă a României. Cred că ar fi de gândit un asemenea demers, dar, repet, trebuie să fim prudenți pentru că așezarea Rusiei la gurile Dunării, prin cucerirea eventuală a acestei părți a regiunii Odessa, este un pericol imens la adresa securității României și trebuie împiedicat acest lucru cu orice preț. Toată lumea se întreabă cum ar reacționa România, în primul rând, dacă în Republica Moldova s-ar produce ceva, un tip de incident. O declarație a premierului Natalia Gavrilița de zilele trecute spunea că mai multe state vor reacționa și se vor implica și e destul de neclar ce înseamnă lucrul ăsta. Îmi imaginez scenariul în care Rusia zice, hai să testăm, să vedem ce se întâmplă dacă în Republica Moldova organizăm orice fel de tip de acțiune. Ce se va întâmpla? Nu e țară NATO, nu e țară UE, ce se poate întâmpla? Republica Moldova nu poate fi amenințată de Federația Rusă decât din două părți, dinspre Tiraspol și dinspre Odessa. Să fim realiști, în momentul de față Rusia nu are supremația aeriană, nu poate risca un desant aerian de proporții la Tiraspol și nici în condiții normale de pace, lipsa unui război cu Ucraina, această amenințare nu e serioasă.
pentru că Tiraspolul nu are un aeroport. Are, practic, este, cum se explică, e aeroportul Băneasa în momentul de față în România. Așa este acest aerodrom de la Tiraspol. Iar dinspre Odessa poate face acest lucru numai dacă orașul este cucerit. Și vedem că nici pe departe acest șan nu există. Dar, evident, asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Nu, eu nu exclud posibilitatea ca Rusia să continue această ofensivă și să-și atingă acest obiectiv militar de cucerire a orașului Odessa. Bun, reîntorcându-ne un pic la acest relație cu Uniunea Europeană, că pomeneați mai devreme de ideea lui Macron de a desena așa un fel de comunitate politică în care să intre aceste țări cărora altminter le va lua decenii, zicea el, să intre în Uniunea Europeană propriu-zisă. Aici a continuat discuția și cu una despre o reformă a Uniunii Europene și ne interesează cum a reacționat România la această idee. A reacționat prost deocamdată, nu e de acord să se ia deciziile cu o majoritate calificată, vrea să păstreze, e pe lista țărilor care ar vrea să păstreze acel drept de veto, chiar și al unei singure țări, nu? Care să blocheze anumite procese. S-a mai discutat despre mai multă Uniune Europeană în apărare sau în sănătate. La fel, România nu e de acord. De ce oare? E o propunere aberantă. N-are legătură cu realitatea. Nu știu de ce Emmanuel Macron a insistat să facă această propunere pe 9 mai. Am văzut-o și pe Ursula von der Leyen vorbind despre asta, da. Da, nu a reușit decât să paraziteze conferința europeană a cetățenilor, în care erau câteva propuneri interesante. Ori el, parazitând acest eveniment, în momentul de față în media se discută doar despre propunerea lui Emmanuel Macron. Repet, în detrimentul unor propuneri foarte interesante ale cetățenilor. Doamna von der Leyen s-a referit doar la procedura aceasta de majoritate calificată, unanimitate și nu la planul lui Macron. Deci e un plan pe care de fapt nu-l vrea nimeni. E adevărat, în momentul de față, Uniunea Europeană este într-un amplu proces de tranziție de la unanimitatea din anii 50-60 la majoritatea calificată de astăzi. E o discuție foarte complexă pentru că implică tranziția pe mai multe domenii. Și cât de rapid se face această tranziție? Trebuie să fie făcută mai rapid sau mai încet? Aici e o discuție tehnică foarte, foarte complicată și care ia ani de zile. De regulă, tranziția de la unanimitate la majoritate calificată pe o singură problemă ia în medie cam 10 ani. Deci sunt discuții foarte complexe și aici e o dezbatere. Unde ne-ar avantaja să avem majoritate calificată și unde ne-ar avantaja să avem unanimitate? Repet, din domeniile care sunt la ora actuală politici comune, unde există competențe partajate. Nu e o discuție simplă, iar doamna von der Leyen a spus doar atât că acest proces va continua. Sunt absolut de acord. Trebuie să continue. Cu ce viteză, cu ce ritm, în ce domenii, aici o altă discuție. Părea că se trage de la opoziția Ungariei, nu, pe care am văzut-o, sau amenințările, mai bine zis, pe diverse dosare, sau a Poloniei, de pildă, dar uite că Polonia nu vrea aceste modificări, în schimb Ungaria nu s-a pronunțat. Pare că n-are nimic împotrivă. N-a semnat acea scrisoare de protest, ca să zic așa, împotriva măsurilor. Deocamdată, însă, repet, propunerea lui Emmanuel Macron este o propunere care nu va fi concretizată în niciun fel. Bun, Radu Carp, un ultim lucru legat de niște incidente foarte recente. Am avut acest episod în care la campionatul mondial de hockey, lotul românesc, compus în proporție de 90% din etnici maghiari, a intonat după competiție imnul Ținutului Secuiesc. Și politicienii de la noi au sărit în sus, au spus că ăsta e un gest care frizează sau încurajează separatismul, că în contextul de față nu e nevoie de așa ceva,
că au spus-o textual fix, asta s-a întâmplat și în Rusia, s-a invocat persecuția unor minorități, nu vrem să deschidem o discuție și la noi despre subiectul ăsta prin răuvoitori. Cât de important e episodul ăsta? Acum coaliția se va întruni în ședință să discute povestea asta. Da, eu mă așteptam să apară un asemenea incident chiar la proporții mai mari. De ce? Pentru că ani de zile România a ignorat finanțarea acestui sport hockey, care este foarte iubit de comunitatea maghiară, nu numai din România, dar și din Ungaria și de oriunde. Considerând că lasă, e mai bine. Dacă vor ei să investească bani, e treaba lor. E, uite că lucrurile nu sunt chiar așa. Nu poți să ai și echipă națională să fii și de acord să ai investiții din altă țară în sportul respectiv. E momentul ca să ne trezim și să vedem ce priorități avem. Vrem să dezvoltăm hockey-ul în România, atunci haideți să investim bani. La concurență cu cei din Ungaria, o concurență benefică pentru sport. Nu vrem să investim bani, atunci vom avea astfel de incidente în permanență. Dumneavoastră legați gestul de finanțare a sportului în sine, dar politicienii, cum sunt cei de la PSD și PNL, de pildă, ca să nu mai zic de cei de la AUR, că aia era oricum pe agenda lor, spun că e o chestiune politică mai degrabă și o chestiune politică ce poate avea consecințe în context. Își fac imagine pe chestia asta sau au și un... Am urmărit dreptate foarte atent declarațiile. Să știți că liderii partidelor politice au evitat să exprime pe acest subiect. Sigur, sunt voci izolate, dar o poziție oficială a celor trei partide nu există. Pentru că, în primul rând... Ciolacu și Grindeanu, de pildă, vorbit lucru, în termeni... Așa cum a spus, acest lucru va fi discutat în coaliție și sunt convins că se va găsi o soluție. Partidele acestea sunt foarte atente pentru păstrarea coaliției, iar din partea AUR n-am auzit-o nici până acum o voce, pentru că nu cunosc subiectul. Necunoscând subiectul, nici nu se pot pronunța. De-abia aștept să se pronunțe, să vedem cât de incompetenți sunt în continuare, dar asta e o altă discuție. Repet, problema este a noastră. Problema este a noastră pentru că ani de zile am refuzat să finanțăm un sport, nu numai hockey-ul, ci și alte sporturi, în ideea că nicio problemă, alții o fac. Acum suportăm consecințele. Radu Carp, mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în Piața Victoriei. Pe curând! Adere. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.